Cuvântul lui Dumnezeu, Genesa, capitolul 3, versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Mulțumim pentru tineri, mulțumim pentru noi, Biserica Elim. Amin. Noi suntem trupul Domnului Iisus Hristos. Anul 2022. Dacă în anul 2021, acum până dintre ani, vineri seară, am avut din partea lui Dumnezeu cuvânt profetic pentru noi, Biserica, și era așa: eu sunt cu voi. Vă mai aduceți aminte? Haleluia! Aruncă haina necurăției. Amin? Acesta era cuvântul profetic pentru noi, Biserica. Te vreau aproape. Te chem. Lasă păcatul. Lasă lumea. Apropie-te de mine. Sfințește-te. Te țin de mâna dreaptă. Vreau să-ți dau împărăția. Cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine, pentru noi, conducerea bisericii, pentru fiecare membru din biserică. Și aveam cuvântul acesta profetic și plin de încurajare. An de îndurare 2021. A fost, vorbim de un trecut. Am intrat în anul 2021 cu un an, 22, cu un an de îndurare. Îl punem în mâna lui Dumnezeu. Am început, avem câteva zile. Dar spunea cuvântul profetic așa: mulți vor mai muri. Dumnezeu îi pregătește. Ne convine, nu ne convine, anul 2021, anul pandemiei. Greu. Anul virusilor, anul temerii, tulburării, anul îngrijorării, anul închisul bisericii, anul plânsului. Să știți, anul 2022 va veni și cu plâns. Că așa a anunțat cuvântul profetic, nu știm. Dumnezeu mă pregătește, te pregătește, ne pregătește pentru împărăția Lui. Și mai avea un cuvânt profetic pentru noi, conducerea bisericii, pentru cei ce suntem aici în fața dumneavoastră. Știți care era cuvântul profetic? Care vă mai aduceți aminte? Ridicați un zid, vă mai aduceți aminte? Ridicați un zid de apărare pentru fiecare dintre voi, fiecare membru al bisericii. Ridicați un zid de apărare pentru familie. Ridicați un zid de apărare pentru noi, biserica. Ridicați un zid de protecție. Domnul să ne ajute în unitate. În unitate. Cu puterea lui Dumnezeu putem face lucrul acesta, să ridicăm zidul acesta al apărării. Și vreau ca anul 2022, fiecare familie, să ne punem în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că dacă ești în mâna lui Dumnezeu, diavolul se va ridica împotriva noastră. Se va ridica împotriva familiei. Se va ridica împotriva acestor tineri care sunt ai dumneavoastră, se vor ridica împotriva mea, se va ridica împotriva acestor frați care sunt înaintea dumneavoastră, se vor ridica înaintea noastră. Dar ne punem în mâinile lui Dumnezeu și atunci când ne punem în mâinile lui Dumnezeu, nimeni nu ne poate smulge. Puneți-vă în mâinile lui Dumnezeu, dacă nu v-ați spus până în prezent, puneți-vă sub protecția Lui și El vă va proteja. Ne va proteja și eu cred că Dumnezeu are putere. Puterea lui Dumnezeu, puterea diavolului.
Nu vă lăsați înșelați, stimată biserică, în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau să vorbesc în această seară despre marea amăgire. Cine se ridică să te amăgească în vremea de acum? Cuvântul lui Dumnezeu e pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi toți, biserica. Avem o parte divină din partea lui Dumnezeu care vine cu un cuvânt profetic. Eu sunt cu voi și așa este, de la început. Atunci când citim cartea aceasta, Genesa, din capitolul 1, zice așa: Dumnezeu a făcut lumina, Dumnezeu a făcut întunericul, Dumnezeu a creat totul și a văzut că toate sunt bune. Și acum cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Ești chip și asemănarea unui Dumnezeu. Fii plin de bucurie. Fii plin de bucurie. Și zice cuvântul Domnului în capitolul 2, versetul 8: Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ tot felul de pom plăcut la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Acum, versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Dar Domnul Dumnezeu din cer a dat o poruncă omului și a zis așa: Poți să mănânci după plăcere din toți din grădină. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din ei, vei muri negreșit. Deci, Dumnezeu vine cu un mesaj clar pentru omul Adam: să nu mănânci. Vine Dumnezeu la noi în seara asta cu mesajul clar, divin, din partea lui Dumnezeu: să nu mănânci din lucrurile care ți se pun pe masă, ale lumii. A creat Dumnezeu grădina Eden foarte frumoasă pentru om. Îngrijește-o, lucrează, dar i-a dat omului o poruncă. Împlinim noi poruncile lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Împlinim noi cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Și avem imaginea aceasta: Dumnezeu, omul, pomul și grădina acolo, și vine șiret, șarpele. Era cel mai șiret dintre toate animalele. Și spune cuvântul lui Domnului așa: El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Câte întrebări se ridică din partea ta, din partea mea, din partea noastră, ca tine, ca și tânăr. Oare a zis Dumnezeu să nu te închini? Da, Dumnezeu a zis să nu te închini. Oare a zis Dumnezeu să nu furi? Cine mai predică cuvintele lui Dumnezeu? Dumnezeu ne cheamă pe noi să predicăm adevărul așa cum este. Oare a zis Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Prea puțin amin. Un amin din partea unui căsătorit. Eu aș fi vrut un amin din partea lor. Amin. Amin. Oare a zis Dumnezeu? Dar câte oare se ridică? Câte oare se ridică? Oare a zis Dumnezeu să nu mănânci? Și șarpele așa de șiret vine și haide să descoperim cine este șarpele acesta. Șarpele în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Și haide să citim cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Cine este marele amăgitor al întregii lumi? Cine este? Și vreau să vorbesc despre acest diavol, mare amăgitor, care vine la tine în fiecare zi să se lupte cu tine, să se lupte cu sufletul tău, să se lupte la nivelul minții, la nivelul ochilor, la nivelul gurii, la nivelul urechilor, la nivelul trupului. În fiecare zi se ridică înaintea ta și vrea să te biruie. Șarpele acesta cel vechi, diavolul, satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați îngerii lui.
Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Câtă vreme mai are diavolul în dreptul tău și în dreptul meu dacă nu veghezi? Foarte puțină vreme. Și Ret s-a dus într-o zi în grădina Eden. S-a dus la o femeie și a zis: oare a zis Dumnezeu să nu mănânci? Oare a zis Dumnezeu lucrurile pe care vi le-am spus? Oare a zis Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Oare a zis Dumnezeu să nu ucizi? Oare a zis Dumnezeu să nu prea curvești? Oare a zis Dumnezeu să nu furi? Oare a zis Dumnezeu să nu mărturisești strâmb? Adică să minți? Nu știu, n-am văzut niciodată pus sub disciplină pentru minciună, dar ar că-mi trebuie puși. Nu știu, niciodată n-am văzut din partea conducerii de când sunt aici, niciodată n-am văzut pe cineva pus sub disciplină. Oare a zis Dumnezeu să nu minți? Da, Dumnezeu a zis să nu minți. Da, al vostru da să fie da și nu al vostru să fie nu. Înțelegem noi cuvântul lui Dumnezeu? A, foarte ușor. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Șarpele și Ret, nu te lăsa amăgită. Haleluia! Mă bucur că ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu și mulți dintre voi ați răspuns cu amin. Nu vă lăsați amăgiți. Potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale și spune cuvântul Domnului: oare a zis Dumnezeu să nu poftești casa aproape lui tău? Amin. Amin. Oare a zis Dumnezeu să nu poftești casa aproape lui tău? Să nu poftești, ne ducem mai departe, să nu poftești nevasta? Amin. Dar se mai ridică bărbați care să vestească cuvântul lui Dumnezeu așa cum este? Amin. Amin! Domnul să ne dea putere și curaj ca în vremea de astăzi, în vremea în care trăim, 2022, pregătirea pentru cer, noi să nu ne lăsăm înșelați de marele amăgitor, diavolul, pentru că vrea să te amăgească la nivelul minții, să vină la tine și Ret să zică: poftește! Oare a zis Dumnezeu să nu poftești roaba, robul, sculele lui? Oare a zis Dumnezeu? Da, Dumnezeu a zis. Atenție! Nu te lăsa amăgită! Nu te lăsa amăgit, dragul meu frate și soră! Ridicați-vă tare! Și spunea cuvântul lui care l-a citit fratele Stelian: împotriviți-vă lui tare! Și Domnul să ne ajute! Aleluia. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mă găsi acum? Femeia a răspuns șarpelui. Ce i-a răspuns? Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină? Putem. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis. Ce a zis Dumnezeu? Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. Lucruri pe care Dumnezeu ți le cere și mi le cere. Nu vă atingeți. Nu puneți mâna pe ele. Lucrurile pe care le-am amintit, pe care le dădea Dumnezeu poporului evreu. Oare a zis Dumnezeu, că citea fratele Stelian, oare chiar a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mai trăiți și să nu mai trăim cum trăiesc păgânii? Adică, cum trăiau păgânii? Nu mai trăiți în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Dragi mei tineri, nu vă lăsați târâți și târâte. Marele amăgitor, diavolul, dă târcoare la mintea ta și la mintea mea în fiecare zi. Dar avem o putere dumnezeiască din cer, care am cerut-o pentru anul 2022 să ne însoțească în fiecare zi. Amin. Și dacă te va însoți în fiecare zi, atunci când vine marele amăgitor, diavolul, să știți că veți putea birui. Singur, prin puterile mele, nu voi putea. Singură, prin puterile tale, nu vei putea. Singură, nu poți. Singur, dragii mei frați și surori, nu putem. Se ridică diavolul înaintea noastră, ca și conducere, în fiecare zi. Dar trebuie să rămânem în unitate, în pace și în dragoste. Și Domnul ne va da biruință.
Dragii mei, oare a zis Dumnezeu? Da, Dumnezeu a zis. Oare a zis Dumnezeu, străin de viața lui Dumnezeu, câți și-au părăsit viața cu Dumnezeu în anul 2021? Cunosc tineri, au abandonat, au lăsat în urmă, au luat lumea și au plecat. Nu vă lăsați târâți și târâte în numele Domnului Iisus Hristos. Luați cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi pentru inima voastră, mintea voastră și cugetul vostru. Și Dumnezeu să vă ajute ca în fiecare zi să luptați, să biruiți. Că dacă luptăm, vom birui în numele Domnului Iisus. Aleluia. Tu ca soț, luptă pentru soția ta. Tu, soție, luptă pentru soțul tău. Dragi părinți, luptați-vă pentru copiii dumneavoastră. M-am îngrozit și ne înspăimântă biletele care vin aici. Diavolul îi amăgesc așa de ușor pe tineri și zice: nu mai vor să mai vină la biserică. Sunt atrași de poftă, de lume. Sunt atrași de bogăția lumii acestea pe care le oferă. Pentru un timp, pentru o vreme, pentru o plăcere. Oare a zis Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu că au pierdut orice pic de simțire sau de dată la desfrânare? Oare a zis Dumnezeu că e păcat să bei vin? Oare a zis Dumnezeu, nu știu, subiecte de predică? Oare a zis Dumnezeu că e păcat minciuna? Nu știu, eu m-aș îngrozi. Să fie Dumnezeu drept cum a fost cu Anania și Safira. Eu cred că n-aș mai minți în viața mea sau n-aș... Nu știu, te-ai gândit vreodată? Râdeți! Păzește-le, Doamne! Dar dacă aș fi mort aici, în fața dumneavoastră, vă spun sigur că v-ați înfiora. Oare a zis Dumnezeu? Amin. Oare zice Dumnezeu să nu înșeli? Marele amăgitor, diavolul! Să știți că vine să ne înșele. Evrei, capitolul 13, versetul 9. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Și sunt învățături străine care se strecoară. Nu vă lăsați amăgiți și amăgite. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu a lăsat totul la alegerea omului. Femeia a văzut că pomul era bun, de mâncat și plăcut de privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. I-a deschis pomul acesta mintea? I-a deschis-o. N-a ascultat și a urmat consecințe. A luat deci din rodul lui, a mâncat, a dat bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci au auzit, li s-au deschis ochii, au auzit glasul Domnului și Domnul Dumnezeu a chemat pe Adam și a zis: Adame, Adame, unde ești? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care ți-am poruncit să nu-l mănânci? Nu cumva ai încălcat porunca pe care ți-am dat-o? Nu minți? Adame, unde ești? Ce ai făcut? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o. Nu știu, m-am uitat și eu așa în viața mea de familie. Am 3 băieți. Slavă Domnului, amin. Și din când în când, când mai face câte o boacănă, când îl întreb pe cel mic, că stau cu ochii pe ei: Mati, ce ai făcut?
Nu eu. Ianis. Ianis, nu eu, Matia. Și așa avem tendința să dăm unul pe celălalt. Nu eu, nu eu, frate. Frate Dorin, nu eu, celălalt de lângă mine. Celălalt, frate. Și așa suntem. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? De ce te-ai atins? De ce ai luat? De ce ai mâncat? Și știi ce zice femeia? Nu eu, șarpele. Cine este marele amăgitor în vremea noastră de astăzi? Șarpele cel vechi, diavolul, se ridică înaintea familiilor noastre să ne fure iubirea, să ne fure dragostea, să ne fure părtășia, să ne fure ceea ce Dumnezeu a lăsat în interiorul și în inima noastră. Două forțe. Forța lui Dumnezeu, forța diavolului. Puterea lui Dumnezeu, puterea diavolului. Dragii mei, nu vă lăsați amăgiți. Nu vă lăsați amăgite. Oare a zis Dumnezeu să n-avem cuvinte porcoase? Amin. Oare a zis Dumnezeu vorbe nechipzuite? Amin. Oare a zis Dumnezeu glume proaste? Da. Oare a zis Dumnezeu că niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură? Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine dragostea lui Dumnezeu. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Și aici îmi place foarte mult să nu vă întovărășiți, dar deloc cu astfel de oameni care zic, oare? Da, Dumnezeu a zis familia să fie familie. Da, Dumnezeu a zis căsătoria să fie dintre un bărbat și o femeie. Credeți? Amin. Dar unii dintre tinerii noștri pun întrebarea, oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat atunci când te duci în căsătorie să iei din neamul tău, din poporul tău, din limba ta, din biserica ta? Oare a zis Dumnezeu? Dar de ce își ridică tinerii noștri, unii dintre ei, marile semne de întrebare? Oare a zis Dumnezeu că e păcat ca să pot să mă căsătoresc și cu cel din lume? Da, Dumnezeu a zis, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Înțelegem noi, părinți, haideți să dăm o învățătură bună copiilor noștri. Amin. Haideți să fim părinți care înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Încă puțin și am încheiat. Marele amăgitor, diavolul, se ridică să te amăgească, să ne amăgească. Și am vrea toți împreună să nu ne lăsăm tărâți, ispitiți, să nu mai trăim. Nu te lăsa amăgit de poftă, nu te lăsa amăgit de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în capitolul 3 pe care l-am citit, spune așa. Și să vedeți că sunt consecințe. Femeia a luat, a păcătuit. Adam a luat, a păcătuit, șarpele și el. Domnul Dumnezeu a zis șarpele, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărești pe pântece și să mănânci sărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, v-ați întrebat vreodată de ce femeile suferă la naștere? Consecință. Fiindcă voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și acum, omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el,
blestemat ești acum pământul din pricina ta. De ce sunteți fraților obosiți când veniți de la muncă? Datorită neascultării pe care am produs-o odată. Te duci acasă obosit, poate că nici nu mai ai apus să mănânci. Te-ai pus pe canapea, te-a luat somn. Trudit, obosit, consecință. Vedeți? Când păcătuiești, sunt consecințe. Nu lua, nu mânca, nu te lăsa amăgit, nu te lăsa amăgită. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să rămânem tare, amin, tari, cu acest Dumnezeu al nostru. Aș mai fi avut multe de spus, dar vreau să vă las exemplul acesta. Domnul Iisus Hristos a încercat marea putere a diavolului să-l amăgească. În Luca, în capitolul 4. Și îmi place foarte mult cuvântul acesta pe care Domnul Iisus Hristos îl iau pe el exemplu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost de Duhul în pustie, unde a fost ispitit. De cine? De diavolul, timp de 40 de zile. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu că este Fiul lui Dumnezeu? Da! Dumnezeu a zis că este și diavolul îi pune această întrebare, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncești. Domnul Iisus Hristos a biruit. Nu s-a lăsat amăgit. Aleluia! Nu s-a lăsat amăgit de acest mare înșelător, de acest mare mincinos. Dragi tineri, tinere, nu vă lăsați amăgite de frumusețea lumii, nu vă lăsați târâte de frumusețea lumii. Dragi părinți, iubiți-vă copiii, încredințează-i în mâna Domnului în fiecare zi. Iubiți-i, prețuiți-i, sunt ai noștri, vom moșteni cerul împreună cu ei. Mare amăgire, diavolul va da târcoale. Nu te lăsa biruită. Nu te lăsa amăgit. Amin. Domnul să te binecuvinteze, fratele.